Știți că a apărut zilele astea pe tot internetul un FLJ, un flăcări? Ei bine, ăsta e modelul de FLJ. Nu știu exact ce model, eu să-l caut după aia, dar e imens. Cu rost de 11 inci, imens. Asta i-am aerisit frâna de pe față și acum o deschid ca să pot să-i scot motorul, ca să-i schimb discul de pe spate. După aia mai cură suspensiile, care sunt 7000 de kilometri. Am schimbat pereche de plăcuțe. Acum o desfac să văd dacă ia foc. Hai să vedem. Cineva a umblat în bateria asta. Așa o fi umblat și ăla care a postat peste tot că i-a luat foc. Ce cineva a umblat aici. 60 de volți cu 26 de amperi. Bă, de luat nu ia foc așa, dar iurea, deci dacă urci un munte cu ea și după aia o bagi în mașină jumătate de oră la 50 de grade, 60, câte se fac vara când stă mașina pe loc și după aia pleci cu ea și îți ia foc în mașină, e treaba ta. Dar așa ea de nebună nu ia foc. Hai să schimb discul de frână pe spate. Pun din asta așa, în loc de ăla așa. Mai mișto asta. Mamă, deci trotineta asta e masivă. Uite cât e. Am ieșit să vorbesc discul de frână și cu plăcuțele noi și cu aerisirea de pe conductă și ce am mai făcut, să văd că e tot ok. Și am dat-o pe dual turbo. Hai să vedem. Ușor, fetiță. Să vedem. Ce vorbește. Bun, frânele funcționează. Asta rachetă un cățu, nu zice aici.
Ia la lua la foc, e treaba lui ce a făcut cu ea. Eu văd că asta nu ia foc. Aia e bombă. Bombă.